Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă organizată de FG Petrol înaintea meciului de duminică de la Piatra Neamț. Alături de mine, Tehnicianul Cosmin Contra, care așteaptă direct întrebările noastre legate de acest joc. Merge. Da. Disponibilitate? Gerard a suspendat. Și mă gândesc cu Morar și Achim în activitate. Da. Cosmin, la Chateau, să fie cum era o dată, așa cum se spunea, Kosovo sau deja e perimat expresie? Nu, no, fi un meci foarte greu, știind foarte bine că la Piatra Neamț nu se deplasează ușoare. Este o echipă care a reușit să ne ia un punct în vârful campionatului și echipă care a fost așezată foarte bine în termen de Vasile Lugrâță, a continuat aceeași echipă bine așezată și agresivă de actual antrenor, așa că din punctul meu de vedere e foarte, foarte, foarte greu. Cum ați reușit să vă descurcați în fond de stare de mic antrenament? Păi sintetic. Băieții au pregătit un pic, au simțit? Astea sunt condițiile. N-au de ce să curcotează, sunt jucători profesioniști și bine că au avut terenul sintetic de la Buchea foarte bun, ultimele standarde de europene și am avut unde să facem antrenamente. În restul, când ne-am antrenat pe sintetic, când ne antrenăm în sală sau unde ne antrenăm, nu scuză o eventuală victorie duminică la Petreanța. Care este starea de spirit al lui Adimutu, ținând cont de momentul neplăcut din viața sa, legat de copil, de băiat? De cine? De băiat, că trebuie să opereze din nou. Nu l-am părut afectat. Am văzut, l-am vorbit cu el despre lucrurile astea. Sunt lucruri personale, sperăm să nu fie afectat. Apropo, spune astăzi o știre cu anfânt căruia Petrolul ar fi interesat pe Desălăgeanu. E adevărat? Nu știu nimic. Dar pe tine, ca anfânt, îți place jucătorul? Da, e jucător interesant. Jucător interesant și... Mă vedea. Poate meciul de duminică. Din ce mai până acum de la reluarea campionatului, ce acolo bine s-a făcut? Păi am făcut la fanul de un moment și eu cred că meritat. Din ce mă duce o săptămână asta. O echipă, cum am zis, foarte bine așezată teren, aleargă foarte mult, au de la mijloc că sunt jucători capabili să spună probleme. Revine Golubovici după suspendarea de la Târgu Jiu, vorbetele echipei, așa că nu va fi un meci ușor. Cum la ora 9 fără un sfert, se anunță foarte frig la ora jocului. A plouat toată săptămâna la Piatra Neamț, să nu la fel. Sperăm ca starea gazonului să fie în condiții mai bune. Pe noi ne-ar dezavantaja un gazon foarte moale, dar probabil asta vom întâlni, așa că toate premisele să fie un meci foarte dificil. Referitor la evenimentele din fotbalul românesc, cu ceea ce s-a întâmplat în dosarul transferului, așa, aceste arestări, ce părere ai? Ca toată lumea din fotbal, șocate aceste decizii, mai ales în privința unor oameni care... Dar nu sunt în măsură să judec sentințele. Pregătirea necesară. Da. Sperăm ca să fie vreo cale de atac și, eu știu, să putem să-i vedem afară cât mai repede. L-ai avut colegă la echipa națională foarte multe meci de grație la Lugica Profesor. Și eu sunt cu acea lume care cere grație la Lugica Profesor. Cred că nu este genul de persoană care să sau să fie comis așa în fel să încă să stea din punctul meu de vedere. Acum, eu nu știu detaliile acestui proces, dar din ce cunosc pe Gică Popescu, nu cred că
este persoana care să merită să stea 3 ani și 2 luni în închisoare. Ai apucat să vorbești cu vreunul întreiți în conservație strânsă pe care da. Nu, să știu. Apropo de asta, cum spui, Gică Popescu, jura la un moment dat, meci de retragere pentru generația de aur cu Argentina, trebuie să reușească într-un timp relativ să facă acest lucru. De unde? De afară. Legat de emigrație. Ce se face? Acum, în momentul ăsta, firesc. Dacă va ieși și va dori în continuare să facă meciul ăla, noi suntem de acord să se facă meci de retragere. Meciul cu Argentina s-a plăcut? Da, a fost un meci interesant. Eu mă așteptam ca jucătorii argentineni sau vedetele argentinene să nu vină la durație maximă și aici intervenea posibilitatea că echipa României să facă un rezultat bun, ceea ce s-a și întâmplat. Asta avem de speranță pentru viitoarele calificări și sperăm să ca băieții să aibă aceeași atitudine și la meciurile oficiale. În dosarul transferului ai fost și tu audiat ca marcă și implicat transferul tău în Spania. Sincer, după cum ai văzut că te făcea lucrurile, te-ai fi așteptat la sentințe care să fie schimbate din cu suspendare în executare? Ți-am zis că nu sunt antrenor, am fost jucător, nu am un cadru juridic să comentez aceste sentințe. Așa că, dacă vreți să vorbim de fotbal, vă răspund cu cea mai mare plăcere la tot ce înseamnă subiectul de fotbal. Prima șansă la Piatra Neamță pentru Petrol, favorită? Dacă ne uităm în clasament, suntem favoriți, dar am zis că în retorn întotdeauna meciurile sunt de două mai grele, pentru că fiecare echipă își joacă ceva. Chiar sigur își va juca posibilitatea să urce cât mai mult în clasament, să ia cât mai mulți bani de la televiziune, nu au probleme cu retrogradarea, dar e o echipă, cum am zis, care împotriva echipelor mari întotdeauna a făcut meciuri bune și au fost probleme și au luat puncte de la echipele care sunt în fruntea clasamentului. Nu mai departe de săptămâna trecută, de pe un teren care se câștigă greu puncte, au reușit să câștige un punct. Avem și o schimbare la președinția Federației, Răzvan Burleanu a câștigat alegerile, te-ai fi așteptat, cel puțin după și după ultimele evenimente, pe care să găsim în fața lui Abraham și lui Burleanu. O zi înainte, nimeni nu dea favorit pe Răzvan Burleanu. Se pare că campania lui a fost mai bine auzită de oameni din fotbal și vine un președinte tânăr, vine un președinte cu entuziasm, vine președinte cu, în ce am înțeles eu, cu un program foarte bine pus la punct și acum ține de el să respecte, să schimbe ceva în fotbal, cum a declarat în foarte multe rânduri și bine a venit în lumea fotbalului și sperăm să facă treabă foarte bună. Înainte de meciul Steaua din Alon, sperai oarecum într-o victoria din Alviștilor pentru a recupera niște puncte. Te-a surprins până la urmă, un fel plăcut sau neplăcut, meciul ăsta, Steaua din Alon? Eu știam că într-un derby se pot întâmpla multe și chiar dacă Steaua era foarte, foarte favorită, știam că pentru că am jucat asemenea meciuri și știu ceea ce se întâmplă înainte de asemenea meciuri. Înainte unor meciuri ca Steaua Dinamo, întotdeauna, indiferent de poziție din clasament, există dorința aia de a câștiga. Atunci, eu știam că Dinamo are șansa ei, chiar dacă foarte multă lume nu îi dădea nicio șansă, nici eu nu. Adevărul că aveam rezerve față de posibilitatea ca Dinamo să ia un punct în Ghencea, dar ați văzut că Dinamo totuși rămâne Dinamo și eu cred că puteau să găsiți și cele 3 puncte. Programul cu la Piatra Neamț, în ora partidei? Mâine dimineață vom pleca la Piatra Neamț, vom face un antrenament acolo, după care vom lua jocului, nu vom mai face nimica și vom reveni imediat după meci la Ploiești, vom intra în antrenament când vom ajunge aici la 2:30-3, am preconizat. Și antrenament luni dimineața de refacere. Cine este primul executant al reparării de lucruri? Acum mă întreb? Da. Nu știu încă. Mâine mă duce. Deci, mâine. În ziua de cuvinte.
Așa faci de obicei sau? Da. Ai fi dispus să lași pe nu, dar în vedere că își dorește foarte mult să înscrie? Nu știu, o idee. Poate nu va fi mult pe teren. Apropo de asta, e controlată formula de bază, mai sunt dubii, mai... Nu, în mare parte, controlată, mai ales că avem este un singur semn de întrebare, dacă va juca aia, da, sau va juca acești. Voi vedea până la urmă. Ținând cont de imaginea arătată a derbiului, să schimbă un pic acum șansele la semifinală de Cupa, cele două meciuri? Nu, nu mă interesează ce arătăm în semifinală, mă interesează semifinala pe care discutăm noi. Cred că Popan devenise un obișnuit al naționalei și ba chiar cel mai bun, dintre cei mai buni cu Grecia în returul barajului. N-a mai fost convocat, s-a dat o explicație, el e un fel de afectat. Nu te întâlnești. Eu cred că, în ce am făcut la meci, eu cred că cel mai bun în meciul cu Grecia din retur. Dar eu pot să fiu, să fiu subiectiv. Îmi doresc ca cât mai mulți jucători să meargă la echipele naționale. Asta înseamnă că valoarea locului e ridicată. Dar, cum s-a întâmplat la meciul ăsta, și atunci nu sunt antrenorul național, nu pot să-l critic pe antrenorul național, pentru că răspunde de rezultate, răspunde de ceea ce se întâmplă la echipa națională. Eu cred că Ovidiu Coban, e o părere personală, s-ar putea să fie subiectiv, eu cred că Ovidiu Coban merita să fie convocat la meciul cu Cosmin, care sunt fotbaliștii care rămân acasă din lot? Cei care vin... În afară de accidentați, mai rămân doi. Nu rămân doi. E Gerardul care este suspendat și restul ne deplasăm cei 19 jucători pentru că avem antrenamente la Petra Neamț. Și la antrenament se poate întâmpla orice. Atât, toți jucătorii valizi vor lua chiar frumos. Da, toți jucătorii valizi vom face deplasarea. Cosmin, tot legat de echipa națională, ar trebui noul președinte să încerce rechemarea lui Zăbunaru, a lui Ștefan Rad, a lui chiar și a lui Mătura? Nu știu. Nu e treaba mea și nu știu care să ia trebuie să-i pun întrebarea noului președinte. Cosmin, cum s-a pregătit Zicu săptămâna asta? Foarte bine. Ar exista șanse să putem să-l vedem în primul 11? Nu știu, voi vedea la antrenamentul de mâine. Și tot de asemenea te întreb dacă ar putea să fie Tamuz între primii 11? Nu. Nu. Deci încă nu e pregătit 100% fizică, înțelegem. Sau din rațiuni tactice. Nu. Deci nu este pregătit încă, dar totul se intre de la începutul jocului. El are de-abia 2 săptămâni de antrenament de lucru. N-a făcut nicio zi de pregătire și încercăm să-l aducem cât mai repede la ritmul celor adversi. Dacă l-aș introduce de la început, n-a rezistat mai mult de 4 zile și au o repriză îngăduitoare. Te așteptai să marcheze așa repede, Tamuz? Da. Înainte de conferință și de antrenament, vostru ați avut o întrevedere cu arbitrii. Au existat lucruri noi care le-au spus băieților și dacă ai avut vreun dialog referitor la problemele pe care întâlnirea care se face în fiecare an pe tema arbitrajului de la UEFA, ce este obligatorie în obținerea licenței. Și nu sunt lucruri, nu au apărut schimbări în regulamentele UEFA sau în regulamentele arbitrilor. Așa că a fost o întâlnire obligatorie în care s-au arătat unele faze și s-au comentat unele decizii de arbitraj. Nu intern. Poate influența într-un fel schimbarea aceasta președintelui problema arbitrajului pe care tu ai contestat-o de câteva ori? Nu contest, apar la comisii, așa că nu o să mai contest. Se pare că deranjez. Au avut ceva să spună personal, știu eu, domnul Diacon? Am vorbit personal cu și el și Augustus, care sunt, nu? Șeful și mâna dreaptă. Mi-a spus ce am crezut eu, că am avut de spus. I-au spus ce am crezut eu, că au de spus. Și acum, ce se va întâmpla în timp, da?
încercat de acum înainte să las problema arbitrajului deoparte, nu mă mai interesează. Crezi în varianta cu Ilie Răstase, manager la Steaua? De Marinescu, Cosmin? Marinescu, sper să tu arbitrajul să-l am la întreabăță. Și acum, îl las-o cât mai repede. Asta e viitoare, va intra cu echipa. Depinde cum îl voi vedea la antrenamente, Marinescu are și o și nu știu, forma lui și corpul îi permite să intre foarte repede în ritmul echipei. Atunci, depinde cum îl văd la antrenamente, sigur Marinescu va apărea cât mai repede pe teren, pentru că are nevoie de el. Este un jucător important, este capitanul echipei, este jucătorul care face diferența. El va fi capitanul la săptămână. Da. Dacă va reveni Marinescu, el va fi un capitan. El ce zice, Cosmin? El ce zice? Cine? Marin. Că întreabă lumea dacă mai joacă fotbal. Deci nu vă dați seama ce e sufletul. Îți spun sincer că îl văd că suferă foarte tare și dintr-o când a scăpat de problema cu genunchiului, a venit problema meniscului, când a terminat meniscul, a venit o problemă la inghinal, care a necesitat o mică operație și vă spun că crede că cineva a făcut vudu. Așa că vă spun sincer că mi-l doresc cât mai repede în sânul echipei, mi-l doresc cât mai repede ca el să lase pesimismul ăsta deoparte și are nevoie de echipa are nevoie de el și eu cred că are nevoie multe de față să de echipă. Se apropie meciul de la Chiajna. Bănuiesc că nu te gândești să-l bagi în echipă tocmai atunci. Nu cred că va fi disponibil până la meciul cu Chiajna să intre, dar probabil de ce nu. E terenul la prost. Nu cred în lucruri din astea și dacă va fi disponibil, sigur va face parte din lot și probabil va juca și va dea și gol. Așa ca să lăsăm pesimismul deoparte. A semnat și Mustivar, cum sunt? Nu pusiți. Mustivar a jucat 90 de minute, el avea nevoie. Jean Sony a jucat la 45 de minute, a doua repriză, așa că cred că a fost mai greu cu multe toate decât. Sony e un pic mai obosit ca Jean, dar Sony Mustivar avea nevoie de 90 de minute până la spală. Și eu văd cum se prezintă mâine. CFR Steaua o ocazie să se împiedice liderul? Singurul lucru care mă interesează noi să facem un meci bun la Piatra Neamț și să reușim să vizionăm țări puncte. Restul vom vedea ce se va întâmpla. Important e ca noi să fiecare meci să încercăm să-l câștigăm și dacă îl vom câștiga, vom vedea după fiecare etapă unde vom fi clasament. Ok? Alte întrebări, domnule.